Banerele a doi dintre candidații la primăria municipiului Drobeta Turnu Severin au fost vandalizate noaptea trecută. Polițiștii au reușit să-i prindă la scurt timp pe cei doi indivizi de 19 și 35 de ani care au distrus afișele electorale și le-au întocmit un dosar penal pentru distrugere. Președintele PNL Mehedin și candidatul acestei formațiuni politice la primăria orașului dă vina pe competitorii socialdemocrați pentru acest act reprobabil. Cele două materiale electorale distruse sunt în zona Piața Sârbilor. Este vorba despre BNR ale candidaților Partidului Național Liberal și Alianța Dreapta Unită. Severinenii condamnă acest act de vandalism, care, cred ei, este o încălcare a principiilor democratice. Un act de vandalism este un act de vandalism, indiferent că e o mașină, că e un geam, că e un panou. Vrei să te răzbun pe om? Mergi la vot! Dar nu aici. Deci mi se pare incorrect ceea ce s-a făcut. Dacă atât ai adus mintea, asta face parte tot din societate. Educația. Să mergem într-o direcție greșită. Nu e frumos, domne, nu e frumos. Mă, fiecare alege pe cine vrea. Asta nu înseamnă că trebuie să vandalizeze exact, uite. Acolo iar la fel, mă și împiedicai, mă și speriai. De chiar m-am împiedicat de țeava asta, mă și speriai. Dar nu e frumos. Omul alege pe cine vrea, e liber, e libertate să alegem. Nu trebuie să vandalizăm, asta e. Polițiștii au reușit să-i prindă la scurt timp pe cei doi indivizi care au distrus însemnele electorale și au deschis un dosar penal pentru distrugere. Noaptea trecută, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu în zona Walter Mărăcina, nu, polițiștii din cadrul biroului Ordine Publică al Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin au observat că un cort confecționat din schelet metalic și prelată de plastic, precum și un panou electoral, ar fi fost distruse. În urma activităților desfășurate de polițiști, în scurt timp au fost identificate două persoane bănuite de comiterea faptei, un tânăr de 19 ani și un bărbat de 35 de ani, ambii din Drobeta Turnu Severin. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Președintele PNL Mehidinți, Virgil Popescu, pune acest act de vandalism pe seama socialdemocraților și a candidatului PSD la primăria orașului. E o acțiune, după părerea mea, comandată de Partidul Social Democrat din Turnul Severin, acolo unde primarul, văd că a început să fie foarte agitat, primarul Marius Creciu. Este prima dată când se întâmplă în Turnul Severin un incident de așa manieră, să fie distrusă complet o prismă. Sunt bucuros, în schimb, că poliția își face datoria, a identificat pe cei doi care au vandalizat prisma Partidului Național Liberal și cortul unui coleg al altei formațiuni politice. Așteptăm să vedem cine sunt acele persoane și să vedem că până la urmă o să spună exact ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce mă face să cred că este Partidul Social Democrat este că exact pozele cu vandalizare au fost puse pe două conturi de Facebook asumate de Partidul Social Democrat. Chestionat cu privire la acuzații, Marius Creciu a precizat că nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat.